Tiușa este un tigru siberian în vârstă de 7 ani. Acum ea locuiește în colțul zoologic de la Ilișești, care aparține omului de afaceri Dorin Șoimaru. Cât de curând, frumoasa Catiușa, care momentan își petrece timpul cu tigrul Ivan, va avea o nouă casă. Se va muta la grădina zoologică din Sibiu. Câteva cuvinte despre tigroaica pe care doriți să o donați sibienilor. Uitați, este tigroaica care este acum. Este în vârstă de 7 ani. În primăvară face 8 ani, prin aprilie. Este o tigroaică obținută de la o altă grădină, în urmă cu 4 ani de zile, la un schimb. Acum, având, după cum vedeți, și celălaltă țarcă plin cu tigri, în speranța că o va duce mai bine chiar la mine, de ce nu? Mai ales pentru că s-a întâmplat tragedia care s-a întâmplat. Catiușa o cheamă. Dorin Șoimaru are o colecție impresionantă de animale, de la tigri siberieni, lei și jaguari, până la porci spinoși, șerpi de toate dimensiunile, crocodil, lame și papagal. Omul de afaceri își iubește toate animalele și din acest motiv îi vine greu să se desparte de Catiușa. Totuși, el nu poate să uite că la un moment dat a primit o mână de ajutor din partea fostului director al grădinii zoologice din Sibiu, Constantin Bebeșelea. În urmă cu 2 ani, eram în tranzit prin Sibiu. Veneam de afară cu o mașină de animale și am avut o pană de mașină care mi-a necesitat șederea mea în Sibiu 5 zile să stau la un serviciu acolo. Domnul director Bebeșelea m-a ajutat, m-a întrebat dacă am certificate sanitare veterinare la animalele pe care le am în mașină și nu aveam puține. Le-am spus că da, atunci veneam cu ele din Ungaria. Și Austria și m-a ajutat, mi-a cazat animalele și păsările care le aveam cu mine. Toate cele 5 zile care am stat în Sibiu până mi s-a reparat mașina, gest pe care nu l-am uitat și mai ales că tragedia care s-a întâmplat, dacă nu ne ajutăm noi între noi, chiar dacă eu sunt privat, eu nu fac diferența asta dintre grădinile de stat și una privată, deși conducerile la unele grădini fac chestia asta. În urma incidentului de la Sibiu, directorul Constantin Bebeșele și-a dat demisia. Postul lui a fost preluat temporar de inginerul Marius Luca. Noul director o va primi pe Catiușa după ce va securiza toate cuștile grădinii zoologice de la Sibiu.